În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi la grupele de părtășie în fiecare seară, începând de luni până vine seara. Domnul să vă binecuvânteze. A fost un har pentru mine ca să fiu alături de dumneavoastră aici. Să-mi petrec iarna alături de dumneavoastră, sărbătorile de iarnă și să-mi petrec și trecerea în primăvară alături de dumneavoastră. Și acum a venit primăvara și m-am rugat pentru aceasta și Dumnezeu da soare și acum Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare, că o răsări soarele și pe strada dumneavoastră. Și a venit primăvara și natura învia la viață prin ajutorul lui Dumnezeu. Înflori copaci așa de frumos și Domnul să binecuvânteze satul acesta. Amin. Am venit în satul acesta datorită dragostei lui Dumnezeu. Și datorită dragostei unei femei din satul acesta care v-a iubit pe dumneavoastră. Este vorba de sora Lucica din Statele Unite ale Americii, din Sacramento, care este vecina dumneavoastră. Ea într-o zi mi-a dat telefon și a zis: frate Daniel, nu ați vrea să mergeți la sârbi? Și am fost invitat și în Norvegia, trebuia să merg în misiune în Norvegia. Anul trecut am fost în misiune în 3 țări, în Ungaria, în Serbia și în Grecia. Și acum trebuia să merg în Norvegia. Și am spus: pun înaintea Domnului și cer, prin 3 pase de lucru, cer răspunsul Domnului. Și Domnul a răspuns să vină dumneavoastră. Sora Lucica v-a iubit. Domnul vă iubește. Și eu, pentru că vă iubesc, am venit la dumneavoastră și m-am bucurat să fiu alături de dumneavoastră. Acum suntem pe momentele de despărțire și o să-mi iau la revedere la dumneavoastră la urmă, atunci când vom sta împreună la o agapă, într-un fel așa cum Duhul lui Dumnezeu ne va pune pe inimă. Dar aș vrea cu această ocazie să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că am putut să ne rugăm împreună pentru satul acesta, am putut să ne rugăm împreună pentru necazurile și problemele dumneavoastră și să-i mulțumim lui Dumnezeu că El a ascultat rugăciunile și El a lucrat. Și m-am bucurat când am văzut că ați fost gata să veniți cu cauzele înainte lui Dumnezeu și ați venit gata și să mărturisiți cum Dumnezeu va răspunde la rugăciune și cum Dumnezeu a lucrat. Slăbit să fie El. Și mă bucur că Dumnezeu a fost la lucru în acest sat, în această perioadă și El să fie la lucru în continuare. Și El să vă asculte rugăciunile. El să vă binecuvânteze. El să vă dea sănătate și să vă dea binecuvântări materiale și binecuvântări spirituale. Acum am vrea să vedem în ceea ce privesc studiile noastre biblice care le-am făcut și am studiat împreună și am învățat de la Domnul Iisus Hristos, în școala Domnului Iisus Hristos. Am studiat împreună și am făcut planul de mântuire a lui Dumnezeu cu Biblia în mână. Și am studiat împreună botezul în apă. Lucruri fundamentale, esențiale pentru dumneavoastră. Și în final vom avea un mesaj din care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în timp ce mă rugam acolo în pădurea dumneavoastră de pini. Și mare har să te rogi acolo pentru că vezi tot satul. Și v-am și filmat și am filmat și rugăciunea care a făcut-o pentru satul dumneavoastră. Vă vedeam pe toți când mergeați la munca câmpului. Ceva deosebit să vezi tot satul cum se desfășoară în fața ta și să poți să te rogi pentru oamenii din sat. Și aș vrea să vă spun că Domnul să lucreze în continuare și să răspundă la rugăciunile dumneavoastră și Domnul să vă umple de dragostea Lui. Și în final mesajul va fi din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă să fii creștin. Pentru că toți care suntem aici, suntem creștini. Și când domnul polițist a întrebat ce adunare este aici, mi-a spus: este o adunare de creștini. De care creștini? Creștini, adică urmașii Domnului Iisus Hristos. Și suntem aici pentru că noi credem cu toții în Domnul Iisus Hristos. Și unul dintre lucrurile cele mai importante care le vrea Domnul Iisus Hristos de la noi este ca noi să-L iubim pe El. Pentru că El ne-a iubit întâi.
și a fost gata să moară pe crucea din Golgota, de dragul meu și de dragul dumneavoastră. Și El vă iubește. Și noi trebuie să răspundem la dragostea Lui cu dragoste. Și o putem face intrând în legământ cu El în apa botezului. Pentru că El a spus, cine crede și se botează, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit. Am văzut că a studiat foarte bine această temă și toți ați răspuns de nota 10. Domnul să vă binecuvânteze, felicitări! Domnul să vă ajute și ceea ce a studiat să aplicați în practică. Amin. Și să mă chemați, vin din Norvegia, iau avionul și vin. Să mă chemați într-o zi să spuneți, Daniel, vino din nou la Sârbi, că acolo la baraj vrem să facem un botez. Și să aplicați în practică ceea ce ați învățat din Cuvântul Lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute la aceasta. Așa că toți sunteți câștigători și nu știam cum să dau premiile. Și atunci am hotărât în felul următor. Am mai pățit așa ceva și la televiziune, când toți au răspuns perfect. Și a zis, atunci procedăm prin tragere la sorți. Vom proceda prin tragere la sorți. Așa că în această seară toți veți câștiga, doar atâta că eu nu m-am gândit că să am bani așa de câte, pentru că veți câștiga toți, așa că vom trage la sorți, în primul rând, pentru aceste premii și apoi pentru premiile în bani. Deci, pentru aceste premii, aș vrea să vină un copil aici, oricine un copil, să tragă un bilet prima dată. Oricare, bine, mulțumesc, poți să mergi în loc, așa. Deci doamna Voica, deci doamna Voica are acest premiu. Domnul să vă binecuvânteze, este un premiu cu tabloul Domnului Iisus Hristos, care vă iubește și ne iubește. Următorul alt copil să vină, Ionuț, vino și trage un bilet. Stai și tu acolo, trage un bilet. Simona, următorul premiu, Simona. Domnul să te binecuvânteze, Simona. Așa, și acum trage și tu. Ioara. Este cina Domnului și este Domnul Iisus Hristos cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Pentru ceilalți patru care ați rămas, deci pentru ceilalți patru care ați rămas, o să împărțim premiul în patru. Deci o să vă dau la fiecare câte 250.000 de lei, da? Sau 25 de lei în roni, în banii noi. Și nu știu cum să fac pentru că nu am așa mărunt, dar o să vedem. Deci la Agap o să vă dau premiile. Este vorba despre, deci doamna Florica, este vorba de Evelin, este vorba despre doamna Leonora și este vorba despre Iulia. Așa, deci și le vom da la Agapa, care vom avea în final premiul în bani. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să citiți Cuvântul Lui Dumnezeu. Cartea aceasta, Biblia, este cartea cea mai importantă din lumea întreagă. Și cartea aceasta, vreau să vă spun, dintre toate cărțile care s-au tipărit și se tipăresc pe pământ, este cartea tipărită în cele mai multe numări. Deci tirajul cel mai mare l-are lume. Și este tipărit în toate limbile, în majoritatea limbilor pământului. Și nu milioane, ci miliarde de oameni au citit și citesc această carte. Dacă am face numai pe un sfert să descrie aceasta, s-a schimbat lumea aceasta. Și Domnul să ne ajute să citim cartea aceasta, să o iubim și să o trăim. Amin. Amin.